Trebuia să vină doamna Irina Bazon, cu care am coordonat acel volum, din motive de sănătate n-am mai putut veni. Și am să continui despre ceea ce discutam data trecută. În cadrul acestui ciclu, să înțelegem lumea în care trăim. Sfântul Ioan Grădar ne spune că într-o lume care l-a părăsit pe Dumnezeu, ordinea firii este răsturnată cu susul în jos. Și este exact ceea ce vedem că se întâmplă astăzi, în România mai puțin, din fericire, sau mai puțin deocamdată, în alte părți, din ce în ce mai acut. Am scris aici că suntem supuși celor mai sofisticate metode de îndoctrinare din istorie și de propagandă și vom vedea de ce și de ce spun asta. Cele două cărți pe care spuneam că le-am îngrijit, despre corectitudinea politică și cea despre fața nevăzută a homosexualității. Și, cum spuneam, la noi controversele pe această temă se duc foarte empiric. Prevalează anecdoticul, subiectivismul, încărcătura personală, ce a spus X, ce a spus Y. Și cred că e nevoie să discutăm la un nivel mai conceptual pentru ca să înțelegem implicațiile politice, ideologice, filozofice și hermeneutice, pe care ei de obicei le ocolesc atunci când vor să ascundă aceste schelete neomarxiste în gulag. Și toate aceste componente, homosexualism, feminism, radical anti-avort, teoria genului, sunt de fapt și trebuie privite ca o ideologie de sorginte freudo-marxistă. Și la acest nivel spuneam că observăm cât de coerentă și de bine articulată este strategia lor de îndoctrinare, de propagandă. Și totuși spuneam că multă lume nu bănuiește că există o asemenea strategie, un asemenea plan, numindu-l teoria conspirației. Și vreau să subliniez de la început că nu suntem în niciun fel nici anti-occidentali, nici anti-europeni, nici anti-americani, nici anti-NATO, suntem. Și cred că locul nostru este într-o Europa care ar trebui să-și recunoască însă rădăcinile creștine, ceea ce, din păcate, nu face. Însă nu dorim decât o reacție, o rezistență, spuneam, lucidă, calmă, inteligentă și, bineînțeles, îmbisericită, înduhovnicită, un protest intelectual, moral, informat, decent, cultivat, înțelept și pașnic. Și spuneam și de la trecută că nu am nimic cu ei, dar nu recunosc dreptul pe care l-ar avea de a îndoctrina copiii, de a se erija în standarde de normalitate pe care apoi să ne le impună tuturor în mod totalitar. Chestiunea asta nu este minoră, nu este marginală, este o chestiune extrem de importantă, pentru că miza este însăși identitatea spirituală și fibra morală a acestui popor. Marginal e doar grupul, dacă ne referim la un anumit grup care nu are mai de 2%, deși pretinde că ar avea 10%. Și mai spuneam că sunt cele două căi care au fost gândite în răsăritul Europei. A fost programat bolșevismul, adică a fost o cale violentă, o cale prin teroare. Mi s-a aplicat și nouă această metodă. Iar în Occident, o cale mai, să spunem, mai subversivă. Și încă din anii 1920 exista această, să spunem, distinție și dau ca exemplu un matematician celebru de geniu, Bertrand Russell, un mare matematician, fără nicio îndoială, dar care, spiritual vorbind, era anticreștin și avem coperta unei cărți pe care a scris-o, de ce nu sunt creștin? Aldous Huxley l-a cunoscut pe Bertrand Russell în 1915, deci avea informații de la sursă. În 1920, Bertrand Russell scrie o carte, Practica și teoria bolșevismului. După o vizită făcută în URSS, întâlnindu-se cu Lenin și cu Trotsky, și era un bolșevic convins. Russell spunea că bolșevismul din URSS este o încercare splendidă, nobilă, un ideal pentru care merită luptat, cea mai mare binefacere pentru omenire. Dar spunea că, și de aici, în cele două căi, bolșevismul este o cale rudimentară, barbară, potrivită
într-o țară primitivă cum era Rusia, țaristă, fără tradiții democratice. Dar, spunea Russell încă de acum exact 100 de ani, în Occidentul cu tradiție democratică, metoda trebuie să fie mai lentă, mai graduală, mai treptată, mai tolerantă, prin divertisment. Deci, acum încă de acum exact un secol, unul dintre cei care trasa această direcție, sigur, mare gânditor, incontestabil, dar iată, el trasa această direcție și erau și alții, care vedeau cele două căi complementare. Bolșevismul în est, respectiv începând cu RSS-ul, și freudomarxismul în vest. El nu numea freudomarxism, el îi spunea o cale prin divertisment și prin subversiune. Deci este un program planetar care s-a aplicat consecvent în tot secolul 20 și continuă să se aplice. Spuneam că freudomarxismul sau neomarxismul sau marxismul cultural nu trebuie numit sexomarxism, care este un termen vulgarizator. Și spuneam că școala de la Frankfurt l-a combinat pe Freud cu Marx, punând bazele unui nou tip de ideologie, iată freudomarxism. În 1950 apare personalitatea autoritară a lui Theodor Adorno, familia creștină fiind considerată un loc al perpetuării autoritarismului și hegemoniei, o pepinire a conservatorismului și creând o tipologie predispusă la prejudecăți rasiale și fascism, așa numită reducție ad Hitlerum, adică reducția la Hitler, și care este un mod de a diaboliza unitățile organice conservatoare, familia, națiunea, biserică. Și, abia după anihilarea familiei, a stereotipului, între ghilimele, religios-morale, se poate instaura adevărata libertate pe care o merită. Instrumentele acestei utopii în practica leninist-stalinistă au fost și la noi, bineînțeles, dictatura, represiunea, teroarea și genocidul. Azi luptăm cu un totalitarism mai subversiv, care dorește revoluția totală, distrugerea oricărei urmă de civilizație creștină, abolirea tuturor normelor morale creștine și înlocuirea sub represiunii violente prin subversiune, propagandă și revoluție blândă. O revoluție soft de esență nihilist, relativizantă și dezumanizantă. Minoritățile devin noul proletariat, noua clasă revoluționară, categoriile reprimate sau ofensate, cum le spune Marcuse, sau victimizate. Cei din ghetouri, alienații, tinerii, femeile, minoritățile sexuale, rasiale, etnice, marginalizații și intelectualii de stânga radicalizații. Deci avem de-a face cu o schimbare de paradigmă pe baza teoriei critice elaborate de școala de la Frankfurt, care culpabilizează majoritatea oprimantă, hegemonică, deci pe noi, practic, majoritatea creștină, conservatoare și național-patriotică. Obiectivul fiind de schimbare de paradigmă, distrugerea familiei tradiționale, eradicarea credinței morale creștine din societate, anihilarea radicală a vechilor valori și deconstruirea conceptelor întemeitoare ale lumii creștine, transformarea sistemului axiologic și negarea fundamentelor societății și morale creștine, prin demolarea taburilor morale și sexuale. Spațiul public întâi în SUA, apoi în Europa, a fost inundat în val de propagandă și acest virus a corectitudinii politice și a făcut incubația, generând prima epidemie în Statele Unite și apoi în Europa, chiar mai mult decât în Statele Unite. În romanul său 1984, George Orwell folosea conceptul de double think, adică dublu gând sau dublu gândire. Și era un tip de gândire pe care, iată, la îl vedem și astăzi, ni se inoculează. Perversitatea ca fiind progres, adevărul ca minciună și minciuna ca adevăr. Războiul este pace, spunea Orwell. Astăzi masculinul este feminin și devianța este normalitate. Vreau de redefinirea conceptului de normalitate. Este un dublu gând, este un mod de dublă gândire, care este o gândire apolitică și care însemna romanului Orwell, în același timp să știi și să nu știi, să te faci că nu ești conștient.
să susții de care se exclud reciproc, știind că sunt opuse și totuși să crezi în ele. Adică să folosești logica împotriva logicii, să negi morala timp ce o pretinzi, să uiți ceea ce trebuie să uiți și să reamintești atunci când trebuie să-ți reamintești. Deci este un tip de dublu gândire prin care ni se spune și nouă că femeia este sau copilul, dacă este fată, este băiat și băiatul este fată, deși credem că este vorba de o fată sau o femeie, putem să, trebuie să credem că este bărbat și îi se numesc transgender, de exemplu, știți foarte bine. Deci este un mod de dublu gândire, este o aplicare a dublu gândire. Este un terorism cultural, o abolire a libertății de expresie și un control al gândirii. Deci nu e vorba doar de ceea ce se întâmpla în regimul comunist, când ți se spunea, când trebuia să nu spui decât ceea ce era în linia partidului, acum trebuie să nici măcar nu gândești, adică să este un control al gândirii. Și există și o poliție a gândirii, în 1984 se numea Poliția Gândirii, acum se numește CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, și chiar sunt exemple, inclusiv domnul Sorin Dumitrescu a fost chemat de CNCD acum câțiva ani, acum exact 6 ani, pentru a da socoteală de ce a spus că se înlocuiesc buldozerele cu ghei. În urma acelui film proiectat la Muzeul Țăranului Român și a trebuit să se apere în instanță, a venit cu un avocat, în sfârșit a fost un întreg proces, pentru că era acuzat că discriminează pe ei comparându-i cu buldozerele. În romanul Orwell, Ministerul Păcii s-a ocupat de război, Ministerul Abundenței Perpetuoasă Lucia, Ministerul Adevărului glorifica minciuna. La fel, CNCD-ul nu combate discriminarea, ci o promovează. Discriminarea majorității în numele minorității. E bine, în lumea lui Huxley, cealaltă distopie, minunata lume nouă, oamenii erau altfel dominați și controlați, ce anume prin dependența de ce le plăcea. Triumful unei societăți consumeriste, cu hipermarket, fast food, fast love și playboy, pare a să confirme viziunea lui Huxley. Omul nu mai este urmărit prin camere video, ci e mai ușor să manipulezi prin filme, știri, emisiuni inepte de divertisment și alte saluturi. Banii, sexul și drogul au învins glonțul și pușcăria, cum spunea chiar domnul Ghițiu. Soba și plăcerile pneumatice au învins Big Brother, fratele mai mare, și poliția gândită. Huxley pare să fie avut dreptate. Oligarhia conducătoare pare că a găsit instrumente mai eficiente, moduri de guvernare mai puțin dure, fiind mai eficient ca omul să fie spălat pe creier, pervertit, sugestionat să-și iubească sclavia prin imbecilizarea în masă, pornografie. Modelul nostru de societate pare mai inspirat însă de o combinație între Freud și Ford, Ford ca simbol al consumerismului, de tipul capitalist-o-bio-narco-hipnotico-pornografic descris de Huxley, care pare să fi văzut mai bine decât Orwell. Și se pare că ne îndreptăm spre o societate hedonistă de tip capitalist, controlată prin principiul freudian al plăcerii, și nu una de tip comunist controlată prin teroare. Așa cum o numea Huxley, politica brutală a cismei pusă pe față. Aceasta pare că s-a încheiat în 1989. Căderea regimurilor comuniste pare să-i fi dat dreptate lui Huxley. Superficial pare clar, din confruntarea celor două sisteme sau războiul rece, capitalismul a ieșit învingător. Aparent, Ford a învins pe Marx și a triumfat capitalismul pur, în timp ce comunismul terorist de stat a murit. Iar cei care vor să mai vadă un complot comunist se luptă cu fantasma unui trecut mort și îngropat. Lumea e guvernată de corporații transnaționale, potrivit principiilor neoliberale ale lui Friedman și consensului de la Washington. Capitalul, piața și libera concurență au umflat lagărul comunism și Marx i-a aruncat la groapa de gunoi a istoriei. Dacă oamenii erau înainte dominați prin frica de ce se temeau, controlați prin ecrane bidirecționale, și statul totalitar dominat prin teroare, acum vorbim liber, călătorim, nu mai trebuie să cântăm o de unui dictator mustăcios. Și totuși, dacă privim mai atent
cine a privit și cine a învins. E oare suficientă această interpretare? Oare a murit Marx cu adevărat? E mai complicat. Cred că totuși comunismul continuă să existe în forme reziduale, hibride, amalgamat cu capitalismul, printr-o mutație genetică ce duce la o ideologie de nouă generație, mai virulentă. Cele două sisteme fuzionează sub ochii noștri și apare un nou totalitarism mai sofisticat, o numește Bertrand Vergely, dictatura confuziei, impusă prin revoluția sexuală și culturală, folosind vectori publici, mijloace coercitive instituționale, bazate pe subversiune ideologică și manipulare în masă. Diferența între stânga și dreapta devin difuze, o altă ideologie le cuprinde, le subsumează și le transcende. Spectacolul integrat unifică spectacolul concentraționat comunist cu cel difuz occidental. Obiectualizarea, reificarea vieții intime, logica consumeristă, convine perfect revoluției soft și neoliberalismului. Disponibilitatea totală, privatizarea stilului de viață, hegemonia neoliberală a individului suveran, abolirea familiei, genului, între ghilimele fluid, sunt perfect compatibile, deși sunt neomarxiste, cum spuneam, și cu economia de piață, cu societatea de piață, cu cultura de piață, cu valorile de piață, cu indivizii de piață care se vând pe piață. Actele morale și umane devin tranzacții de piață, relativismul pieței opiniilor generează un relativism moral. Deci, e o simbioză între stângismul academic, social, între ceea ce a numit freudomarxism și capitalismul corporatist, care îl înglobează perfect, fără fisură. Deci, asistăm la o alianță a corectitudinii politice cu un globalism economic, o societate hibridă în detrimentul comunităților organice, familia, biserica și națiunea. Între individ, individul atot puternic, teoretic, dar practic neputincios, corporația atot puternică și statul secular totalitar, nu se mai interpune nimic sau se interpune o societate civilă care și ea, la rândul ei, este corectă politică. Andrei Bleșu spunea că vede în Occident o gândire vie de tip marxist, din cartea sa A treia zi a comunismului. De fapt, în articolul său din cartea Comunismul, o idee ce ne sucește mințile. Așadar, comunismul spunea că a murit, ce a proliferat incognito într-o lume neoliberală, deghizat, camuflat și impregnat clandestin, contopit organic, fuzionat și metastazat cu acest corp neoliberal, normalizat până a devenit indiscernabil. Marxismul economic a murit, iar luat însă locul un marxism cultural fuzionat cu neoliberalismul. Retorica progresistă asociază această nouă ideologie cu valorile democratice și cu drepturile omului ca atribut al civilizației occidentale. Infuzia de marote sau mantre ideologice, cum ar fi rasa, genul, sexul, ne e prezentată ca bilet de integrare în modernitatea democratică a elitelor occidentale. Însă, sub propaganda pentru toleranță, căsătorii homosexuale, nediscriminare și sub masca emancipării, se ascunde o ideologie. Așadar, spuneam, corectitudinea politică este o dictatură cu zâmbetul pe față, spune Charles Comtescu, un cunoscut actor. Războiul informațional se duce cu mijloace subversive. Un război pe care îl putem pierde, spunea Virgiliu Gheorghe, fără măcar să știm că am luat parte la el. Armamentul în acest război sunt mass media, mijloace de comunicare publică, internetul, televiziunea, rețelele de socializare, presa, Hollywood, foarte important. Uniția psihopompe sau implanturi ideologice, virus și mediatici, ce acționează ca retrovirus conceptual, creat și injectat pe diverse căi pentru a păcăli sistemul imunitar al organismului social, pentru a anihila anticorpii. Anticorpii fiind biserica, în primul rând, valorile creștine, normele religios-morale și juridice, legislația, instituțiile și societatea civilă, măsura în care este cu adevărat opinie publică sănătoasă.
scopul fiind de a paraliza reacția critică și a polua sufletele. Campaniile militare dintr-un război sunt campanii sofisticate de PR depuzat. Frontul include legislația, instituțiile de schimbare a cadrului legal și instituționalizarea devianței. Tranșeele cucerite în acest front sunt legile, actele normative aprobate în favoarea patimilor, păcatelor, homosexualității și altele. Deci cu fiecare nou act normativ se mai cucerește o redută, se respectiv se mai pierde de către noi. Și am văzut inițiative privind parteneriatul civil și așa mai departe. Obiectivul strategic este reconfigurarea conceptului de normalitate de care vorbim. Acest este obiectivul strategic, iar miza finală este generalizarea nihilismului, ateismului, instituționalizarea și impunerea prin forța legii a ideologiei negării lui Dumnezeu. Acesta este țelul final. Adică ordinea firii, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, răsturnată într-o lume ce părăsește pe Dumnezeu. Toate aceste partii, pedofilia, adulterul, incestul, pornografia, homosexualitatea, avortul, să fie legiferate și legitimate ca norme, iar cine refuză sodoma să fie pedepsit ca infractor. Persoasiunea operează insidios, clandestin, prin mesaje furnizate subtil în minte, printr-o presiune nevăzută, așa încât nici nu conștientizăm de cele mai multe ori că suntem victimele manipulării. Avem de-a face cu o dezintegrare lentă, difuză, dispersivă a țesutului social. De pildă, adevărul că homosexualitatea ar fi normalitate este indus prin tehnici subtile de așa numitul management al percepției, perception management. Propaganda ideologică sau îndoctrinarea este numită gestionarea perfecției, pe percepție, prin cele mai sofisticate metode din istorie. Manipularea este un război diabolic, iar instrumentele sunt operațiuni psihologice implementate de profesioniști. În jargonul militar, americanele numeau PsyOps. Deci operațiuni psihologice care sunt, ca definiție, forme de comunicare menite să influențeze părerile, emoțiile, atitudinile, comportamentele în folosul cui le comandă și le plătește. Mitul ideologic suprimă realitatea, fiind însă interzis să-l contești. Și iată un exemplu de strategie de mainstreaming, adică de a introduce în curentul general de opinie o patimă, cum este cazul celor homosexualiste. Primul pas a fost dezincriminarea. Deviața, ca alegere indusă de patimă, a fost declarată boală, patologie, de care nu sunt vinovați. Exhibarea ei nu mai este un atentat la morala publică, o infracțiune, iese de sub incidența legii penale, cum a fost cazul la noi din articolul 200, scos din codul penal în anul 2000. Deci acum 20 de ani acest pas a fost parcurs și în România. Pasul 2, depatologizare. După ce a fost boală, acum ea nu mai e boală. Deci după ce s-a atins primul scop, nu mai este infracțiune sub legea penală, acum nu mai e nici boală, ci devine atribut congenital, substrat genetic, involuntar, firesc ca și rasa, din naștere, așa numitul born gay, hoax. Hoax este un trup, deci trupul born gay, de care nu e responsabil. Este un dat înscris în normalitatea sa, program de reconfigurare a normalității. Suntem în această fază în care datul acesta este considerată normalitate, apartenența la o minoritate asimilată unei identități înnăscute, îi dă un drept incontestabil la o identitate de grup. Born this way, în engleză, adică născut așa, este și o melodie a lui Lady Gaga, care a fost numită de altfel manifestul mișcării LGBT sau mama monstru a unei noi rase a libertății nelimitate. Poterea de 2% exagerată la 10% prin studii manipulate pentru a pretinde incidență socială semnificativă și suntem în România în această fază a acestei strategii de generalizare, de mainstreaming. Urmează alți trei pași, pe care încă nu i-am parcurs. În pasul 3, devine o extravaganță inofensivă, ceea ce era un atribut inofensiv, un atribut congenital, devine o extravaganță
o curiozitate benignă, care nu prezintă pericol social, și majoritatea este desensibilizată prin presiuni mediatice, până la tocirea simțului moral, atrofierea bunului simț, pierderea discernământului. La pasul 4, nu mai este o simplă extravaganță inofensivă, ci este chiar dezirabil. Este o modă cool, este un lucru chic, este o marcă sofisticată, deci va fi considerat un semn de sofisticare al unei elite emancipate, branșate, și a adopta acest comportament devine marca unui emancipat, a unor special, ca o emulație a acestora care sunt mai grozave decât noi ceilalți. Și în ultimul pas, acceptarea de masă, dar altfel e un ONG care se cheamă chiar Accept, adică legiferarea de viață în care păcatul devine lege, virtutea infracțiune, nebunia, normalitate. Aceștia sunt pașii gândiți foarte rațional și implementați unul câte unul prin un ansamblu de măsuri pe care nu suntem de fapt nici măcar conștienți. Marcuse, și cu asta continuă această tratare a reconfigurării normalității, Marcuse postula o utopie a unui libertinaj delimitat, numit de el de sublimare. Omul emancipat, vedeți, revine acest concept, de orice norme morale restrictive, de tirania ierarhiei și autorității, au un refuz net al oricărei ierarhii, nu numai bisericești, oricărei ierarhii sociale și autorități. Acest om își va reintra în dreptul, spuneam, prin patimile sale. Obiectele dorințelor vor fi modelate de voința liberă, fără a trebui să le apere împotriva unei societăți între criminele imaturi, represive, ostile. Civilizația pe care o postulează el este una nerepresivă, o utopie a libertății absolute, liberă de orice morală, credință, tradiții, legături de familie, înfrânare. Un paradis sensual, erotic, populat, de coarde de libertini fericiți, să-și dea fiul liber tuturor instinctelor. El predica eliminarea oricărei constrângeri morale, destătușarea apetitelor și patimilor, o societate liberalizată, erotic, populată de această nouă formă umană sau om nou. Deci o utopie de tip nihilist și hedonist. Și e foarte important termenul nihilist, pentru că în spatele acestui hedonist, desigur, este un nihilist spiritual. Dacă antropologia veche, marxistă clasică, materialist milenaristă, postula fantasma unei umanități restaurate la o condiție paradisiacă prin ideologie și pe o cale economică, deci era un paradis de tip economic, fiecăruia după nevoi, aceasta era ideea de bază, Marcuse propune o anti-antropologie sau o falsă antropologie, generându-se o nouă formă umană amnezică la trecut, la tradiție și la Dumnezeu. Ca și Erich Fromm, Marcuse insistă că genurile sunt fluide și sunt simple convenții sau roluri determinate de propria alegere. Aceasta este ideologia de gen. Se dorește a fi introdusă în școală după ratificarea Convenției de la Istanbul pe toată România și educația sexuală în școală, alături de ideologia de gen, care are un efect invers celui pretins, și anume sexualizarea copiilor. Și iată un exemplu, Thomas Neuwirth, un travestit bolnav de SIDA, care a câștigat Eurovision acum 5 ani, în 2014, sub numele de Conchita Cruz. Iată o altă imagine, dacă înainte avea chiar un tip de imagine cristică, aici este prezentat ca portretul lui Adel, a unui pictor celebru, Gustav Klimt. Se merge pe o relativizare, se spune că nu există adevăr în această ideologie, ci doar opinii, se cultivă un relativism moral și valoric, se cultivă vulgarizarea limbajului și copiii tineri în școli adoptă un limbaj tot mai vulgar. Toate acestea fac parte din aceeași strategie. Alterarea simțului estetic și etic, infantilizarea societății, cultivarea plăcerii cu orice preț, să ne simțim bine, să ne trăim clipa la maximum,
drogurile și, din păcate, este un fenomen destul de răspândit în școlile noastre, în ceea ce mai răspândit, consumul de droguri, se cultivă revolta împotriva oricărei autorități, inclusiv autorității parentale, discreditarea părinților și o apără autorități și etosul victimei. Ori, ideea este că cine nu este nimic, cine nu știe ce este sau este orice, sfârșește de a nu fi nimic. Iată un spectacol ținut de noi, chiar în Catedrala Sfântului Ștefan din Viena, anul acesta de Paște. Al doilea an, într-adevăr. Deci, lucrurile se avansează foarte repede în acest spațiu. Genul este o ficțiune arbitrară, o șarată cu soluții aleatorii. Asistăm la un narcisism radical, o pulverizare a persoanei. Granița între real și sintetic devine arbitrară și foarte vagă. Firea umană este schimonosită în natură artificială, confecționată tehnologic și competent mediat transumanismul, legitimată mediatic. Chipul devine o caricatură ce își sfidează modelul divin, singura lege universală fiind hedonismul nelimitat. Omul devine animal, agregat fără memorie, fără identitate, succesiune de experiențe sau flux de trăit fără trecut și deschis oricărui viitor. Datele biologice devin opțiuni private, supuse alegerii arbitrare. Extazul și nu persoana devine substratul identității. Existența e tot mai guvernată de principiul subiectivismului și al plăcerii. Anarhia și iresponsabilitatea sunt implicite. Unica realitate este tranziența radicală, normele tradiționale sunt abolite, eticul înlocuit de estetic, care și el e tot mai relativ, mergând până la sordid, grotesc și monstruos. Ontologicul însuși este alterat. Omul este dezumanizat, infinit maleabil, perfect obedient, având iluzia că alege, dar de fapt întotdeauna patimile alege pentru el, fiind la teremul alegerilor induse de demon. Pe coperta cărții am pus această armată a omorii din Hieronymus Bosch, această invazie a devianței și a nefirescului. Deci, iată, invazia devianței și a nefirescului în cadrul acestei redefiniri, reconfigurări a normalității. Și chiar am spus, aici avem tot din Bosch, dar iată și din Max Ernst, cultivarea monstruosului, a normalului în surrealism, Charlotte Carroll, hibriz animal uman, sau de Chirico. Iată cum vede de Chirico pe fiul risipitor. Cel din stânga este fiul risipitor, este un manechin hibrid, un aparat cu formă umană, o figură dezumanizată, apare multe tablourile sale, încă din anii 30, făcută din componente mecanice, geometrice, un trup protezat, un exoschelet nervos, umărul vedem că este un implant robotic ca un șurub metalic cu filete exteriori în locul braț, iar în dreapta este tatăl, care este coborât de pe socrul său, este o statuie de piatră, tatăl și-a pierdut atributul pe care îl are în parabola evanghelică, iar fiul a devenit un hibrid robotizat, desigur dezumanizat. Aceasta este viziunea fiului risipitor în perioada aceasta. Formele sunt anorganice, artificiale, chipul este ori fără trăsături, anonim este neted, fie un echier sau alte forme geometrice în loc de față. Geometriile pe care le vedem alcătuindu-l sunt moarte, fără viață. În diverse alte, așa zis, opere de artă, sunt glorificate ritmul de viață tot mai rapid, formele organice mutante, dispărând separarea ontologică între mașină și organism, tehnic și organic, iată o sculptură a lui Umberto Boccioni din 1931. Iată alt artist contemporan, stelar, artist, corpuri abstracte monstruoase, augmentate tehnologic, o fetișizare a tehnologiei, lucrarea se numește carne, metal și cot, arhitecturi anatomice alternative, chimere tehnologice și corpuri exterioare tehnicizate. Și cu asta trece la transumanism, care este o altă modalitate complementară cu cele de care vorbeam, pentru reconfigurarea normalității.
Simbioza între om și mașină alterează natura umană, reconfigurând deci conceptul de normalitate. Se numește transumanism, există și o variantă numită postumanism. Iată aici o imagine în care cyborgul este depus de Hamlet și ține în mână craniul unui ioric care este specia umană care a murit. Este o meditație melancolică pentru un om neagradat. Acest craniu nu mai este ioric, acel personaj și craniul acelui saltimban sau bufon al regelui la care se uita Hamlet și omul însuși devine acest bufon în fața robotului care i-a luat. Asistăm la o relativizare a omului din altă perspectivă decât cea de care vorbeam înainte, dar în continuare aceleași intenții de relativizare a omului, de dezumanizare. Omul, spun ei, este un construct social, un simplu construct, nu este distinct de animal, de mașină, de alte entități non-umane. Se pleacă de la antiumanismul unor marxiști ca Lacan, Foucault sau Althusser, obsolescența umanului, în care omul este considerat o specie depășită, iar în evoluția inevitabilă, următoarea treaptă este cyborgul. Ei sunt evoluționiști radicali. Postumanismul apare pe ruinele tradiției umaniste, începute încă din Renaștere, pe ruinele unui umanism secularizat. Postumanismul susține că viitoarea specie va fi androidul, iar omul fie va fi augmentat, cipat, conectat, cablat și robotizat, fie, deci devenind de fapt non-uman sau post-uman, fie condamnat să dispară în forma lui actuală. Inteligența artificială este considerată de transumanism ca noua fază a evoluției. Omul devine demiurg și creația sa lui dialog. Dacă jos avem Michelangelo, Capela Sixtina, sus relația între Dumnezeu și creația sa, omul, este înlocuită cu relația dintre om și mașină. Aici avem omul lui Da Vinci, viziunea transumanistă, un android. Ceea ce se refuză în mod esențial este ideea de om ca, sau revelația omului ca și chip al lui Dumnezeu. Hibridizarea trupului, umanul augmentat, încetează creștinismul de a mai fi o referință. Dar nu numai Dumnezeu a murit, cum se anunța în secolul XIX de către Nietzsche, ci și omul a murit. Iată că acum și omul moare, iar bătălia pentru Dumnezeu este și bătălia pentru om. Și vreau să mai adaug doar câteva cuvinte despre o carte de pe Adrian Lenin, cum se numește Adevăr și demonstrație, de la incompletitudinea lui Goethe la vederea mai presus de înțelegerea Sfântului Grigore Palama. Goethe este un matematician de geniu din secolul XX, de nivelul lui Einstein, iar teoremele sale de incompletitudine sunt dovada matematică a faptului că este imposibil ca inteligența artificială să egaleze sau să depășească mintea umană. Și asta este, să zicem, vestea cea bună pe care o putem primi de la domnul Lenin și de la Goethe și de la oamenii de știință care au studiat acest lucru și care spun, iată, Goethe, că mintea omului va rămâne totdeauna superioară mașinii. Deci, chimera transumanismului este, practic, o utopie, la fel ca și celelalte de care vorbeam înainte. Funcționarea gândirii arată Goethe, este non-computațională, este mai presus de puterea de a calcula și a demonstra. Mintea are o structură goetheiană, în natură non-mecanicistă, non-algoritmică, non-deterministă, nu e rezultatul unui proces evoluționist, mecanicist și nu se manifestă algoritmic. Mintea nu e produsul creierului, ne spunea și părintele înainte, nu este produsul neuronilor din creier, concepție materialistă, conștiința este ireductibilă la materie. Avem aici confirmarea unui matematician de talia lui Kurt Gödel. Mintea nu poate fi redusă la raționamente analitice, la o activitate algoritmică, la logica mașinii sau o raționalitate operatorie, la un automatism formalizat sau un sistem formal mort. Natura este misterioasă, natura minții,
Conștiința este o taină, dincolo de ceea ce putem înțelege și modela matematic. Intuiția, discernământul uman, nu pot fi ecuizate de algoritmii inteligenței artificiale, de reprezentări codificate prin simboluri. Mintea nu este un software, un sistem de operare sau o aplicație, iar creierul nu este un simplu hardware. Mintea umană va avea totdeauna ultimul cuvânt în fața mașinii, iar mitul progresului continuu al umanității este fals. Inteligența artificială este azi idolatrizată, dar această inteligență artificială, arată tot Piogăr, are o limită structurală, și anume autoreferențialitatea. Taina minții umane trimite, spune chiar Piogăr, acest mare matematician, la un reper transcendent, la Dumnezeu. Vederea adevărului, a tainelor dumnezeiești, a firii necreate, prin credință în fie și viață duhovnicească, este mai presus de erudiție și de cunoașterea discursivă. Și doar un cuvânt și închei, încă un aspect sau ultima direcție care mai este folosită pentru a disloca, a distruge creștinismul, islamizarea. Este o componentă complementară, vedeți că se merge pe mai multe planuri și direcții simultan. În 2022 se va deschide această casă a familiei abrahamice, a religiei Crislam. Crislamul este o combinație între creștinism și islam. Emiratele Arabe Unite construiesc acum pe o insulă din Abu Dhabi un complex interreligios al Crislamului global, cu biserică, moschee și sinagogă, deschizându-se în 2022, ca viitoare religie unică mondială. În februarie anul acesta, Papa Francesc a făcut prima vizită unui papă în Peninsula Arabă, unde s-a întâlnit cu imamul Ahmed al-Tahir, un lider sunit, semnând un acord de pace religioasă pentru fraternitate umană, pentru pacea lumii. Și s-a creat un alt comitet pentru fraternitate umană, cu sediu în acest nou centru islamic din Emiratele Arabe Unite. Așadar, în vremurile de urmă, Islamul și Biserica Catolică vor conlucra în cadrul acestui Crislam. În aceste lăcașuri, Coranul este pus lângă Biblie, în strane, se citește din ambele cărți recunoscute ca fiind sacre. Încă din 2008, acest proces a fost inițiat la Yale University, la Divinity School. În moschei să nu se fac slujbe islamice, ci doar, să zicem, aceste așezăminte de baptiști, metodiști, catolici, luterani, unitarieni, episcopalieni, presbiterieni, congregaționali, islamice însă nu le acceptă, decât ca o metodă numită tarhia, înșelarea necredincioșilor, tactică acceptată pentru, de musulmani pentru convertirea celorlalți. Între cele două rădăcini, deși ambele sunt, cele două religii, deși sunt religia abrahamice, sunt mari diferențe. Allah nu este Jehova, nu este Dumnezeu Treime, Islamul respinge Dumnezeirea lui Hristos, respinge moartea sa pe cruce, pentru în Coran, Hristos, Fiul Mariei, n-a fost decât un apostol al lui Allah, un spirit purcesc din el. Coranul interzice să se spună Treime, Allah fiind un singur Allah mai presus decât ar avea un fiu. Allah nu are fi. Iisus e Dumnezeu, pentru ei în Coran este în blasfemie, Allah nu a avut niciodată un fiu, sura 72. Așadar, acestea ar fi câteva direcții complementare, spuneam, pentru reconfigurarea normalității și pentru dislocarea creștinismului. Mulțumesc!